Momente cumplite pentru o familie din satul Urleta, comuna Bănești. Casa a fost cuprinsă de flăcări, iar oamenii au încercat disperat să salveze o parte din bunuri. Detașamentul de pompieri din Câmpina au intervenit în această dimineață pentru a stinge focul de la o casă care a ars pe o suprafață de 120 de metri pătrați. Plăcările au fost văzute de vecini care au sunat imediat la 112. În casă se aflau copiii familiei. Din fericire au reușit să-i scoată la timp. Am venit și noi, am văzut foc. Și ați venit să ajutați? Da, am dat telefon la pompieri câteva ori. A avut cu doi copii acolo, i-a scos. Da, n-a luat. I-a luat. O flacără de speriat. Din cauza unui scurt circuit electric, respectiv un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată ca urmare a unei acțiuni mecanice ori fizice. 20 de pompieri prahoveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. La fața locului au sosit și echipajele distrigați și electrica pentru a opri alimentarea cu gaz și curent.